Te salut! În acest videoclip voi prezenta ce probleme pot avea cele mai comune motorizări diesel. De asemenea îți arăt la ce anume să fii atent dacă deții sau vrei să cumperi o mașină cu unul din aceste motorizări. Așadar să începem. 1. 2 litri TDI, grupul VAG Acest motor este un motor extrem de comun pe străzile din România și echipează Audi, Volkswagen, Skoda și Seat. Diferențiem în principiu două generații diferite. Până în anul 2008, 2 litri TDI cu injecție pumpe diuze, adică pompă injector, iar din 2008 încoace, motorul a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind trecerea la sistemul de injecție Common Rail. Cele două generații au atât probleme comune, cât și probleme specifice, generația cu camărei fiind în general considerată mai fiabilă. Uzura axului hexagonal de la pompa de ulei Este o problemă comună la ambele generații de motoare și a fost eliminată din 2010. Axul hexagonal care angrenează pompa de ulei în timp se uzează, practic se rotunjește și astfel motorul rămâne fără ungere de ulei. Este recomandată verificarea axului hexagonal periodic, de exemplu, odată cu schimbarea distribuției. În cazul în care are uzură vizibilă, trebuie înlocuit axul hexagonal și verificat și locașul acestuia. Alte probleme comune sunt în general specifice motoarelor diesel: supapă EGR defectă, volant cu masă dublă defect, probleme la injectoare care apar de regulă la un rulaj relativ mare. De regulă peste 200.000 de km. Pompa de înaltă presiune la cam în rel este o problemă specifică motorului 2TDI cu sistemul de injecție cam în rel. Nu este neapărat o problemă comună, însă este una foarte costisitoare. Practic, datorită uzurii componentelor mecanice din pompă, se creează șpan. Care este propagat de pompă în tot sistemul de injecție și de alimentare cu motorină, rezultând într-o reparație cu costuri foarte mari. Simptomele acestei defecțiuni sunt lipsa de putere, semnalată și de aprinderea martorului spirală sau check engine pe bord, iar în cazurile mai avansate motorul nu va mai porni. Testerul indică presiune prea mică pe rampă. Defecțiunea dezastruoasă al pompei poate fi confirmată relativ ușor. Demontând regulatorul de pe pompă, se poate observa vizual șpanul. Pe partea de prevenție, trebuie să alimentăm mașina doar cu motorină de calitate bună și cu factor de ungere cât mai bun. Filtrul de motorină trebuie înlocuit periodic, de exemplu, la fiecare al doilea schimb de ulei și sistemul trebuie amorsat pentru a împiedica rularea pompei pe uscat. Ai un asemenea motor? Dacă da, scrie experiența ta în comentarii. 2. 1.5 litri DCI de la Renault, folosit și la Dacia, Nissan și Mercedes. Este un alt motor foarte popular, având în vedere și faptul că echipează mai multe mărci, printre care și Dacia. Motorul este caracterizat printr-un consum de combustibil foarte decent, cu o medie în jur de 5 litri pe 100 de kilometri. Sunt foarte multe tipuri și coduri de motor din această gamă, în funcție de an, putere și marcă, dar în general este considerat un motor fiabil. Sistemul de injecție este Common Rail. Și acum să vedem câteva probleme specifice. Probleme cu injectoarele, în special Delphi au fost raportate mai multe probleme cu motoarele echipate cu injectoarele Delphi. În anumite cazuri, aceste injectoare se defectau la rulaje foarte mici, chiar sub 50.000 de km. Injectoarele făcute de Siemens s-au dovedit mai fiabile. Sistemul este foarte sensibil și în acest caz la calitatea motorinei, așadar atenție mare la acest aspect. Uneori au fost raportate probleme de uzură excesivă la vibrochen și la cuzineți. Aceste probleme în mare parte se datorează intervalelor de schimbare long life al uleiului, așadar și în acest caz este indicată schimbarea uleiului la intervale de 10.000-12.000 de km. Egereul se poate colmata mai ales dacă mașina este utilizată preponderent în oraș sau din cauza mersului subturat. În concluzie, aceste motoare sunt destul de fiabile dacă avem grijă de ele și le exploatăm corect. Care este opinia ta personală despre 1.5 DCI? scrie te rog, în comentarii. 3. 2 litri diesel N47 de la BMW Este o altă motorizare destul de des întâlnită la noi, și echipează începând cu anul 2007 până în 2014 mașinile seria 1, 2, 3 și 5, respectiv X1 și X3. Sistemul de injecție este Common Rail. Față de generația anterioară, adică n 47 N47 este considerat un motor mai problematic, mai ales din cauza distribuției, în special codurile de motor N47D20A și M47D-20C. Distribuția la aceste motoare este montată pe spatele motorului și chiar dacă este pe lanț, din păcate acest lucru nu-i conferă o durabilitate conform așteptărilor. Probleme pot să apară la rulaje de 200.000 de km sau chiar sub. În timp, lanțul este predispus spre alungire, iar dacă sare câțiva dinți sau chiar se rupe, va rezulta în distrugerea motorului. O cauză posibilă este lanțul în sine, dar și roata de lanț de pe vibrochem uzează prematur lanțul. Problema se poate detecta de obicei prin sunetul specific de lanț, mai ales la pornirea la rece. Dacă auzi acest gomot, este doar o chestiune de timp până când va ceda lanțul și motorul se va distruge. Pe partea de prevenție este recomandată evitarea perioadelor long life, ungerea este foarte importantă la distribuțiile pe lanț, bruscarea motorului des întâlnită la BMW fiind o mașină sportivă condusă sportiv, pe de altă parte este recomandată înlocuirea distribuției preventiv la 200.000 de km, sau dacă se poate sesiza deja zgomotul produs de lanț. Operațiunea de înlocuire este destul de costisitoare, o operațiune ce necesită timp, pe de altă parte nici componentele distribuției nu sunt ieftine. O altă problemă posibilă reprezintă egr și răcitorul acestuia. S-au raportat inclusiv cazuri de supraîncălzire al motorului din cauza unui EGR defect. Soluția în acest caz constă fie în înlocuirea egr fie în curățarea acestuia. 4. 1.6 TDCI, Ford, Peugeot, Volvo și Mazda Este o altă motorizare destul de comună la noi. În general, este considerat un motor fiabil, bineînțeles dacă este întreținut și exploatat corect. Fiind echipat cu injecție cam în rail, și acest motor este sensibil la calitatea motorinei. Pe de altă parte, are un consum foarte mic de combustibil media de 5 litri pe 100 de kilometri fiind foarte ușor atinsă. Probleme pot să apar la turbosuflantă, se colmatează o sită din circuitul de ungere al turbosuflantei, astfel aceasta nu mai este lubrifiată corespunzător. Este indicată curățarea preventivă al sitei și astfel putem preveni defectarea prematură al turbosuflantei. De asemenea, este indicată schimbarea uleiului la 10.000-12.000 de km, contrar cu specificațiile producătorului, pe termen lung motorul ne va mulțumi acest lucru. 5. 2 litri CDTI de la Opel Vauxhall sau 2 GTDM de la Alfa Romeo și Fiat. Este o altă motorizare destul de des întâlnită, echipează Opel Insignia, Opel Astra, Alfa Romeo și Fiat. Motoarele vin în mai multe variante de putere și au sistem de injecție cam în rail. Probabil cea mai critică problemă este cea legată de presiunea de ulei. Problema se manifestă mai ales la pornirea la rece dimineața, când se aprinde scurt martorul roșu de presiune ulei, urmat de indicația All Pressure Low Stop Engine pe display de pe bord. Sursa problemei este un simplu o-ring care nu mai etanșează corespunzător. Sorbul pompei de ulei este fixat în baia de ulei, pompa fiind fixată pe blocul motor. Între sorb și pompa de ulei este montat un inel de etanșare, care în timp devine casant și nu mai etanșează corect. La pornirea motorului, pompa trage aer fals și presiunea de ulei nu se mai generează corespunzător, astfel, Câteva secunde motorul rulează pe uscat. Dacă problema nu este soluționată din timp, uzura pe vibrochen și pe cuzineți se va accentua, motorul va avea probleme de presiune de ulei și se va distruge. Detecția problemei se poate face demontând baia de ulei și verificând inelul de etanșare. Dacă motorul deja prezintă simptome serioase, se demontează și cuzineții și astfel se poate confirma eventuala uzură mecanică atât la cuzineți, cât și pe vibrochen. În cazul în care se confirmă problema, este nevoie fie de o reparație capitală la motor, fie de un motor nou. Prevenția în acest caz așadar constă în înlocuirea preventivă al garniturii de etanșare. Alte probleme cunoscute la aceste motoare sunt clapetele din galeria de admisie care se desprind EGR-ul și turbosuflanta sunt alte potențiale surse de defecțiuni, totuși cât de cât comune la majoritatea motorizărilor diesel moderne. În cazul în care ți-au fost de folos aceste informații, te invit să dai un like. De asemenea, dacă deții sau ești interesat de unul din aceste motorizări, scrie te rog, în comentarii. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!